Bine ai venit la un nou curs, Adina. Bine v-am regăsit. Și la o nouă întâlnire la cursul nostru de make-up. Ce facem astăzi? Ce ai făcut tu, de fapt? Că eu mai puțin doar am povestit, am și arătat o picătură, dar nu mult, pentru că restul trebuie să lucrezi tu. Sigur. Astăzi am aplicat mai întâi un fond de ten, apoi am fixat cu o pudră. Uh-huh. Astăzi vom lucra tehnica creionului. Mai întâi, în partea de sus, am pus o pudră mată ivoar, care se potrivește cu pigmentul pielii. Am pus un pic de pigment. Așa. Ușor strălucitor, da? Ușor sidefat pentru a lumina cât mai mult zona de sub sprânceană. Sigur. Okay. Și acum facem schița, corecția cu creionul. Ok. Ca să ne ajute să punem apoi pudra. Mhm. Pudra însemnând fardul. Fard, da? Fardul, sigur, care fixează, de fapt, creionul cu care am lucrat inițial. Da, da. Sigur. Deci, cel mai important lucru pe care trebuie să-l fixăm noi astăzi este, în ceea ce privește tehnica creionului, este cum realizăm schița machiajului pentru a face în același timp și corecția necesară tipului de ochi pe care îl avem astăzi ca model. Și modelul nostru, care trebuie să zâmbească și nu zâmbește, se numește Alexandra. Alexandra. Succes, Adina! Mulțumesc!